Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vorbim despre o noutate editorială, mai bine spus o reeditare. Este vorba despre cartea Liber să înveți de Peter Gray, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. De ce eliberarea instinctului de a se juca îi face pe copiii noștri mai încrezători și mai pregătiți pentru viață? Astăzi este alături de noi Gabriela Deniz, senior editor Herald, coordonator al colecției Parentaj și de asemenea psihoterapeut. O carte nouă în această colecție, în sensul de noutate editorială, un titlu nou putem spune. O carte foarte importantă în care vorbim despre eliberarea instinctului de a se juca la copii și mă gândesc cât de importantă este imaginația, creativitatea și libertatea cu care părintele îl obișnuiește și îl învață pe copii încă din fragedă pruncie, din prima copilărie, din copilăria timpurie, să exploreze lucruri, să se joace și probabil că mai ales să învețe prin intermediul jocului. Este o carte care mi este foarte dragă și cred că lumea care a auzit de conceptul de homeschooling și care a vorbit, care cunoaște în general această filozofie a educației non-directive, a școlilor democratice, în care copiii sunt implicați în acest proces al lor decizii în privința modului în care ei vor fi educați, îl cunosc foarte bine pe acest autor, pe Peter Gray, care este cercetător, nu numai psiholog, este cercetător în domeniul dezvoltării copiilor și a studiat foarte mult mediile școlare din Statele Unite ale Americii. Iar una dintre școlile pe care le-a studiat și unde a ajuns să-l înscrie pe fiul său în cele din urmă a fost Sudbury Valley, o astfel de școală democratică în care copiii sunt implicați în ce înseamnă educația lor tocmai prin faptul că ei sunt lăsați liberi să învețe, liber să se joace și să decidă ce urmează să facă în continuare, în ziua respectivă, în perioada următoare, la școală. Școala este o școală liberă, în care pot explora, pot căuta, pot împreună cu alți copii inventa tot felul de lucruri și face tot felul de proiecte. Obligația școlii cumva este să le pună la dispoziție toate materialele de care au nevoie și toate resursele, să le pună la dispoziție adulții de la care pot afla informații și atunci în acest mediu foarte liber și oarecum lipsit de directive din partea adulților, copiii își trasează singuri o curiculă, un program. Ce vor face ei mai departe ca să-și satisfacă curiozitatea lor și foamea lor de informații? Sună ciudat să spui curiozitatea copilor și foamea de informații la școală, mai ales că noi știm copiii după o anumită vârstă încep să vorbească despre școală în termeni de plictiseală, nu mai vor să se ducă la școală sau, Doamne, când vine vacanța și iar o să ne streseze proful de mate și uite, iar trebuie să învăț la biologie chestii care nu mă interesează. Sau... Dar uite că acești copii, conform studiilor pe care le-a efectuat longitudinal, adică în timp, pe o perioadă mai lungă de timp, Peter Gray, acești copii nu-și pierd dragostea de școală, ei vor să meargă în continuare la școală, vor să se întâlnească cu prietenii lor și mai târziu, când ajung într-un mediu educațional mai formal, cum sunt universitățile, se dovedește că sunt copii care se adaptează foarte bine la mediul universitar, sunt foarte creativi și au succes în viață. Cei care nu vor să meargă la universitate s-a dovedit că au ajuns antreprenori de succes. Unii au ajuns bucătari renumiți, alții au ajuns, dă Peter Gray un exemplu, capitan de ambarcațiune, de vas marină. De croazieră. Ideale. Da. Și acești copii nu au urmat în viața lor decât câțiva ani de educație formală, pentru că cea mai mare parte a educației lor, începând de la
școala primară, gimnazială și liceu s-au desfășurat în aceste condiții, în astfel de condiții pe care le oferă învățământul democratic de la Sudbury Valley. Și ne întrebăm atunci ce se întâmplă, cum de copiii aceștia rămân motivați deși ei nu sunt împinși de la spate, cum de învață deși nu sunt controlați la teme, nici măcar nu au teme decât dacă vor ei să aibă teme. Ce se întâmplă? Care este diferența? Și atunci Peter Gray a scris această carte tocmai ca să ne familiarizeze cu aceste concepte și să ne educe pe noi adulții, de fapt, cu privire la ce înseamnă jocul pentru copii, ce rol are curiozitatea în viața copiilor și cum stimulăm noi imaginația și curiozitatea copiilor. Și se dovedește că, de fapt, curiozitatea este un instinct, este o tendință naturală a copilului de a căuta, de a afla, pentru a se orienta în mediul în care trăiește și pentru a învăța lucruri ca să poată să facă față vieții pe care o duce. Și cu cât viața lui este mai împletită cu viața adulților, el învață că trebuie să acumuleze informații, că trebuie să dobândească abilități, pentru că în viața adulților este vorba despre aceste abilități. Și nu pentru că este obligat să învețe, ci fiindcă va avea nevoie de ele. Nu pentru că este forțat și împins de la spate ca să dobândească diverse abilități, pentru că noi ne imaginăm că peste 10 ani copilul nostru trebuie să știe foarte bine matematică, ci pentru că el constată că matematica face parte din viața lui. Și atunci când el observă viața adultului și observă că adultul folosește toate aceste abilități în viața lui, începe să se preocupe de dobândirea lor. Copilul învață foarte mult prin imitație, copilul învață prin alăturarea la grup, la grupul copilului, la grupul adulților. El are diverse perioade de tranziție în dezvoltarea lui, trece prin diverse perioade de tranziție și în toate aceste perioade de tranziție descoperă noi și noi dimensiuni ale lumii lui. Lumea lui se lărgește și nevoile lui încep să crească, curiozitatea lui începe să crească. Dacă un copil nu și-a manifestat niciodată, nu știu, dorința de a învăța să scrie, să citească până pe la 7-8 ani, când ajunge într-un grup mai mare, cum este grupul de copii de la școală, vede copiii mai mari știu să scrie, să citească, vede cum obține informațiile și devine și el interesat de a scrie și a citi, de exemplu. Și ăsta este doar un exemplu, dar când copiii din jurul tău încep să construiască machete, orașe, oare cum se construiește o casă și își pun întrebări? În momentul acela intervine adultul. Și pe o întrebare naturală, pe o întrebare care a venit natural din curiozitatea copilului, care se lovește efectiv de aceste lucruri în viața lui de zi cu zi și deci lucrurile acestea ajung să aibă legătură cu interesele sale, adultul vine și oferă informație, informația de care copilul are nevoie și pe care el o poate folosi concret. Pentru că dacă vrei să construiești o casă, atunci poate că trebuie să știi să măsori, să știi să folosești niște numere, să știi să faci niște calcule, să știi despre materiale, despre rezistența lor. Și acești copii, pasionați fiind de ceea ce fac, petrec la Sudbury Valley, de exemplu, ore în șir, studiind lucrurile acestea și învățându-le și construind machete și construind aeromodele și construind tot felul de lucruri care îl interesează și îl pasionează. Sau implicați în dezbateri filozofice când sunt mai mari. Pentru că filozofia face parte din viața noastră și noi ca adulți ne implicăm în tot felul de dezbateri. Și cu cât suntem mai pasionați de dezbaterea respectivă, ne obținem mai multe informații, ne ducem și citim despre lucrurile acelea ca să putem mai departe să ducem o conversație, să venim cu idei valoroase, să contribuim într-un fel în mediul în care trăim cu idei valoroase și ne obținem astfel informațiile care ne interesează cel mai tare și care ne sunt foarte dragi. La fel fac și copiii dacă sunt lăsați liberi și stimulați să facă asta. Uite, două idei. În timp ce te ascultam vorbind, mă gândeam la două aspecte. Unu, cred că această carte este extrem de utilă, nu doar pentru psihologi, psihoterapeuți, dar și pentru părinți, și pentru cadrele didactice, și poate și pentru cei care lucrează în instituții educaționale și nu mă feresc să o spun, poate chiar la Ministerul Educației. Pentru că au foarte multe de învățat din această carte
Mi-au atras atenția câteva capitole, cum ar fi viețile pline de joacă ale copiilor de vânători cu legători, apropo de explorarea mediului înconjurător, să-i facem pe copii să fie curioși, lecții din Sudbury Value, Mama Natură poate să triumfe în epoca modernă, instinctele educaționale umane, rolul jocului în dezvoltarea aptitudinilor sociale și emoționale. Și mă mai gândeam la un aspect. Faptul că și aceste, apropo de plictisul copiilor versus interesul pentru anumite materii, pentru anumite discipline. Dacă pe de o parte părinții sunt implicați nu să facă temele copiilor, ci sunt implicați în educația copiilor, ia să văd pe copilul meu, fată sau băiat, cam ce anume îl pasionează, cam ce fel de aptitudini ar putea să aibă, cam ce îi place lui să facă. Și toate eforturile astea de descoperire a abilităților și a interesului pentru un anumit domeniu al copilului, dacă vine din partea părintelui mână în mână cu cadrul didactic, să spunem, cu doamna de biologie. Acum îți mărturisesc sincer, stând acasă de un an de zile în pandemie, și foarte frumos vorbește Peter Gray și despre faptul că prin explorare, imaginație, creativitate, curiozitate, joc, activități ludice, copilul este pregătit ca viitor adult pentru provocările pe care îi le oferă viața. Și atunci mă gândesc că stând și ascultându-l mai ales pe Rareș, care este în clasa a șaptea, și îmi place când îl aud activ la ore, îmi place ca eu să-l ajut la anumite discipline acolo unde, bineînțeles, este și în zona mea, să spunem, cum ar fi literatură română, istorie și așa mai departe, dar cred că este foarte important și rolul pe care îl are profesorul, cadrul didactic, în a stimula interesul copilului pentru o anumită disciplină. În momentul în care, să spunem că profesorul, cadrul didactic, nu are și latura aceasta emoțională și empatică și mai ales de zona aceasta de pedagogie, să fie și un bun pedagog, nu doar un profesor care copii ne-am întâlnit, vă predau, la revedere, vă ascult și cam asta este toată ora. În momentul în care îi stârnește interesul copilului, copilul va fi interesat. Pe de altă parte, probabil că mai sunt și acum, nu știu, dar cel puțin când eram eu copil existau foarte multe cercuri. Ai pomenit mai devreme de aeromodelaj, de eu mai știu ce, mers cu karting, curse de mașini. Dacă îl duci pe copil, în funcție de aptitudinile lui și în funcție de sex, da? Fetiță sau băiat, vezi ce ar plăcea să facă. Cred că lucrurile astea sunt importante și pentru o dezvoltare ulterioară a aptitudinilor acelui băiat cu înclinații spre ceva anume. Cred că în primul rând trebuie să să vorbim despre mediul în care trăim noi și mediul în care s-a dezvoltat specia noastră pe parcursul mileniilor și pe parcursul milioanelor de ani. Pentru că noi nu am avut acest mediu pe care îl cunoaștem contemporan și mediul despre care vorbesc cărțile noastre de istorie decât în ultima parte a vieții noastre ca specie umană. Iar copiii noștri au aceste gene ale vânătorilor cu legători, care trăiau prin păduri, în comunități foarte, foarte mici, în care vârstele copiilor erau destul de diferite, pentru că în aceste societăți mici nu se nășteau foarte mulți copii odată. Se nășteau destul de puțini, aveau vârste diferite, erau copii, să zicem așa, de la nou născuți până la adolescenți, dar foarte puțini de aceeași vârstă ca se joace în grup. Și atunci copiii, practic, erau introduși în această societate a copiilor de diverse vârste și învățau unii de la alții, cei mici de la cei mai mari, dar și cei mai mari învățau cum să aibă grijă de cei mici și cum să învățau ce înseamnă, până la urmă, blândețea și empatia față de o persoană care nu are atâta putere ca și tine și nu are atâtea abilități să se descurce și cum anume să-l ajuți pe,
pe fratele tău până la urmă sau pe sora ta, că erau cei mai mulți dintre ei erau înrudiți în aceste comunități. Copiii învățau foarte mult despre viață în general în aceste comunități. Noi acum avem, focusul învățării este despre informație, este despre cum să ne dezvoltăm abilități intelectuale, este despre cum să dezvoltăm abilități practice prin care să facem lucruri ca să putem să supraviețuim, să ne asigurăm o existență bună, decentă și chiar prosperă mai târziu în viață ca adulți, cum să fim independenți până la urmă. Dar focusul învățării este și foarte mult pe competiție. Fiindcă suntem mulți, fiindcă suntem mulți cu abilități, pentru că suntem mulți care putem face aceleași lucruri în societate, atunci trebuie să ne perfecționăm foarte mult. Să dăm mai mult din coate. Să acumulăm, în primul rând, foarte multe, foarte multe informații și foarte multe abilități într-un timp foarte scurt, care este copilăria noastră, pentru că totuși copilăria noastră înseamnă 18 ani în care, așa cum suntem obișnuiți, ți se spune că dacă nu înveți matematică la timpul potrivit, n-ai să mai înveți niciodată matematică, dacă nu înveți geografie atunci când trebuie să înveți, n-ai să mai înveți și tot așa sunt lucruri despre care ți se spune, dacă nu le înveți acum, n-ai să le mai înveți niciodată. Ai să pierzi trenul, o să-ți fie mult mai greu mai târziu. Și atunci copiii în general renunță la ce înseamnă interesele lor, plăcerile lor naturale, curiozitatea lor naturală și procesul lor de explorare natural și se lasă introduși în acest sistem în care vorbim foarte mult de presiunea notelor, a fi foarte bun pentru a ajunge la un liceu bun, de exemplu, pentru a intra mai târziu la o universitate foarte bună. Trebuie să înveți la materiile care contează pentru examene, pentru că acolo n-ai decât atâta creier și atâta energie. Nu poți să-ți folosești creierul ăsta și energia asta și timpul ăsta ca să înveți totuși la toate materiile și să știi absolut perfect, inclusiv la alea care te-ar interesa pe tine mai mult, dar și la alea care sunt absolut necesare ca să ajungi la universitate și așa mai departe. Și atunci, și mulți dintre ei sunt direcționați de părinți în anumite direcții care sunt considerate de părinți sigure, sigure financiar. Cred că noi suntem generația care am trăit cu trebuie să te faci avocat, trebuie să dai la drept. Da, sau trebuie să te faci avocat, că e o profesie bănoasă, sau trebuie să te faci cadru militar, că vezi, e tradiția și bunicul și tata a fost la fel. Sau trebuie să te faci medic, că uite și mama sau tata au fost medici. Cumva urmarea tradiției sau urmarea unei cariere bănoase din punct de vedere și financiar. Mulți dintre copii renunță la ceea ce ar fi putut reprezenta talentul lor, pasiunea lor, interesul lor natural, în favoarea respectării standardelor sistemului, grupului, ca să fie competitiv, să fie suficient de bun acolo unde li se cere să fie bun. Bineînțeles că este rolul profesorilor să-i apropie pe copii de materia lor și că cu cât este un profesor mai dedicat, mai implicat, mai iubitor de ce înseamnă materia lui, mai pasionat de ceea ce face el acolo la școală, cu atât mai mult copiii vor fi atrași, indiferent că este presiunea pentru matematică, dar dacă ai un profesor de anatomie bun, vei fi pasionat de anatomie și dacă ai un profesor pasionat de istorie, vei fi și tu pasionat de istorie. Și bineînțeles că există și aceste cercuri, așa cum spuneai și tu, la Palatul Copiilor, de exemplu, sau în casele de cultură pentru copii, care meritul lor este că sunt bazate pe voluntariat, nu te obligă nimeni să mergi acolo. Și de fiecare dată s-a constatat că atunci când nu ești obligat să faci un lucru, dar te pasionează, vei pune mult mai multă pasiune, mult mai multă energie, mult mai multe ore în acel proiect pentru că îți place, pentru că e ceva care te satisface și îți creează o stare de bine. Faptul că ești acolo, faptul că poți să vorbești cu oameni pasionați ca și tine de aceleași lucruri, faptul că poți să înveți de la oameni pe care îi admiri, că fac lucrurile alea care îți plac ție și care te pasionează și tot așa. Toate lucrurile astea contează. Și eu mai cred că trăim și niște vremuri în care... Asta vreau să spun, cred că este foarte important să conștientizăm
că totuși sistemul de învățământ, și Peter Gray vorbește despre păcatele învățământului modern în cartea lui, trebuie să conștientizăm că sistemul acesta de învățământ este prea puțin pliat pe nevoile, instinctele și pornirile naturale ale ființei umane. Foarte mult din ce înseamnă a fi om nu este cuprins în acest sistem de învățământ în care noi suntem înscriși aproape de când ne naștem, cam din primii ani de viață, suntem duși la grădiniță, după aia la școală și tot așa până învățăm tot timpul până la urmă, cu dar cu până ani la în urmă, universitate. Cu ani în urmă făceam emisiuni în care vorbeam despre sistemele educaționale din alte țări. Ori la noi este un mix între sistemul francez și cel rusesc. Și bineînțeles că modelul din Europa, modelul educațional, este cel din țările nordice. Cel din Finlanda, cu precădere, din Suedia, din Norvegia, unde copiii au mai puține ore, unde nu sunt cumva nevoiți sau obligați să învețe absolut toate materiile. Și acolo probabil că profesorii, mentorii, cadre didactice merg mai mult pe descoperirea acelor talente care zac în acei copii, pe aptitudinile lor. Nu știu, că unul e pentru artă, pentru desen, cum spuneai tu puțin mai devreme, altul pentru istorie, altul pentru literatură sau pentru biologie sau fiecare. Deci contează foarte mult faptul că copilul nu este obligat să învețe și mai ales să fie competitiv și performant la anumite materii doar pentru că așa își dorește profesorul, ci pentru faptul că el îl inspiră pe elev să-și arate talentul și cumva să se apropie de materia sau de disciplina pe care i-o predă profesorul. Noi avem un învățământ bazat pe frică. Frică de două părți. Frica pe care o inspiră cadrul didactic sau sistemul în sine bazat pe notare și pe evaluări, pe competiție, ai să fii respins mai departe în viață. Dacă nu îndeplinești standardele tu ca ființă umană, vei fi respins mai departe în viață. Ești respins la liceu, ești respins la facultate, nu mai ai șansa să-ți croiești viitorul pe care ți-l dorești. Asta este o primă frică pe care sistemul o introduce în ecuație. Iar alte frici foarte importante pe care este bazat sistemul sunt fricile părinților. Copilul meu nu va face față, copilul meu nu este suficient de bun, copilul meu nu va face ce trebuie să facă ca să, unde va ajunge copilul meu, ce se va întâmpla cu el. Un sistem bazat pe frici, din punctul meu de vedere, nu sunt expert în învățământ, sunt psiholog, dar un sistem bazat pe frici va crea frică, anxietate, panică, va crea rușine, o stare de impostor, toată viața te vei simți ca un impostor pentru că n-ai să poți niciodată să îndeplinești mereu standardele altora și să ai tot timpul grijă, trebuie să ai tot timpul grijă ca imaginea ta să fie cea mai bună, dezirabilă. Da, și să ai atâtea diplome și certificate și chestii pe perete ca nu cumva să se conteste ceea ce tu știi, pentru că nici măcar tu nu ești sigur de ceea ce știi. Clar nu ești sigur de ceea ce știi. Tu nu ai învățat în sistemul ăsta să gândești pentru tine, tu ai învățat să acumulezi informații și să folosești instrumente pe care ți le-au dat alții. Iar atâta timp cât tu folosești instrumentele date de alții, tu nu ești de fapt stăpân pe acele instrumente și cu atât mai puțin pe informația pe care o deții. Atâta timp cât tu nu înveți să gândești pentru tine, să-ți construiești propriile instrumente, să te bazezi pe propriile tale instincte și pe insight-urile tale, pe intuiția, inteligența ta, pe lucrurile care vin din interiorul tău, din corpul și mintea ta și din sufletul tău, e foarte greu să nu te simți un impostor. E aproape imposibil. Iar acest sistem, din păcate, creează această stare a impostorului în noi profesioniștii. Și eu sufer de ea, toți suferă de ea, toți se gândesc la un moment dat, oare sunt suficient de bun, oare fac suficient, oare dau ceea ce trebuie. Auzi? Pentru că știi ce? Cred că teama asta de care vorbeai tu, un lucru foarte important, frica asta de care vorbeai tu este cumva și transgenerațională. Pentru că dacă părinții noștri
s-au temut de noi, că nu suntem și de multe ori am auzit în copilărie, nu ești bun, nu ești suficient de bun, nu ești în stare de nimic, uite ăla de ce poate, tu de ce nu poți, deși ai aceleași condiții ca și celălalt, normal că creează și apare aici rana de neputință, bă, nu pot, înseamnă că nu pot, atâta sunt eu limitat. Da? Rana de neputință, rușine, cum ai spus tu mai devreme, vinovăție, da? A legat de partea de impostură. Te simți vinovat că, băi, poate că eu nu sunt atât de bun pe cât mă percep ceilalți. Atunci se Cu cât dezvoltă în mine acest. standardele sunt mai înalte și ceea ce le Exact, cerem noi exact. oamenilor este un standard mai înalt, cu atât sentimentul că nu vei ajunge niciodată să îndeplinești acele standarde este plutește în aer. Și de ce îmi vine să vorbesc foarte mult despre asta este pentru că noi ca societate noi nu avem încredere în produsele noastre, noi nu avem încredere în ceea ce noi oferim. Noi ca români, de exemplu, noi considerăm că trebuie să întotdeauna să importăm din afară, dar nu suntem în stare să ne construim propriul sistem, nici măcar sistem de învățământ, nici măcar sistem medical. Tot timpul avem senzația că ceea ce noi facem este imperfect, nu e bun, dar ne raportăm la un produs finit, ne propunem undeva un ideal pe care nu-l vom putea niciodată atinge, un standard pe care probabil Dumnezeu l-ar putea atinge până la urmă, al perfecțiunii, pe când un sistem și orice proiect pe care noi îl începem este ca un organism viu, el se dezvoltă pas cu pas, nu știm unde va ajunge, dar trebuie să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă acum cu el. Bineînțeles că vom avea o viziune, dar viziunea asta trebuie să se schimbe odată cu vremurile. Tocmai de-aia noi suntem într-o. Noi, știi, vorba aia de prin anii 90, suntem în tranziție și totul era în tranziție și ne întrebam oare ce înseamnă tranziția asta și când o să se termine. Cât va Nu, dura? este cea mai mare greșeală. Tranziția este permanentă, nu există de fapt stare finală. Starea finală este moartea. Nu există o stare finală a lucrurilor. Lucrurile sunt în permanentă schimbare, dar noi nu învățăm să ne adaptăm la schimbare, noi nu învățăm să trăim cu viața, noi nu învățăm să curgem cu viața. Noi învățăm că sunt lucruri date pe care le acumulăm, le asimilăm și noi ne adaptăm la ele, nu adaptăm ceea ce învățăm la nevoile noastre și la ce este în interiorul nostru și la ce înseamnă viața noastră. Și cred că asta spune foarte mult această carte. Spune viața vine de la început cu propriile ei nevoi. Vine cu instincte, vine cu. Noi suntem parte din natura asta și din viața asta și nu noi vom inventa procesul de învățare. Procesul de învățare este deja inventat. El, la toate mamiferele, inclusiv la oameni, se desfășoară prin joc. Haideți să ne bazăm pe instinctul copilului, haideți să ne bazăm un pic și pe ce ne dă natura. Nu doar să dresăm natura, ci să o lăsăm și pe ea să ne arate care e direcția în care ea merge, cum anume învață un copil în mod natural și să avem încredere în capacitatea copilului de a învăța în mod natural. Informații oricând poți să acumulezi. Structurile însă de bază pe care ți le oferă procesul ăsta natural al explorării, al curiozității, sunt mai greu de acumulat mai târziu, sunt mai greu de stabilit mai târziu. Odată ce le-ai înfrânat, odată ce le-ai reprimat, e ca atunci când, pentru că nu ești lăsat să spui când ești copil, când te-ai săturat, ajungi la un punct în care nu-ți mai dai seama că te-ai săturat. Nu mai știi cât să mănânci ca să-ți fie bine. Și mănânci tot ce ai în farfurie pentru că zice mama, trebuie să termin ce ai în farfurie. Indiferent dacă ce există în farfuria aia este prea mult pentru tine sau prea puțin. Ți se spune că trebuie să termin ce ai în farfurie și eventual să mănânci atât cât ți se dă, ți se calculează ceea ce să mănânci de către unii părinți, ți se spune ce să mănânci, ce să nu mănânci, În ți se general, în interzic surplus. anumite alimente sau ești silit să mănânci anumite alimente, în condițiile în care corpul tău poate că, dacă ar fi lăsat în mod natural și ăsta este un lucru cercetat în ziua de azi, corpul care își determină în mod natural necesarul de hrană mănâncă atât cât are nevoie și mănâncă ce are nevoie. Nu vorbim aici de zahăr și alte alimente care creează dependență, excludem lucrurile astea. Vorbim de legume, vorbim de pâine, vorbim de, nu știu, cereale și nu vreau să mă bag în alte discuții. Dar corpul unui copil știe când a atins punctul de sațietate. Numai că noi îi furăm până și acest instinct.
Și același lucru îl facem și în învățământ. Și același lucru îl facem cu copiii care au pornirile lor naturale, curiozitatea lor naturală și modurile lor naturale de a învăța. Inclusiv în grup, în societate, să învețe abilități de comunicare, abilități de să exerseze puterea și a fi slab în relație cu ceilalți copii. Noi intervenim întotdeauna ca adulți să stabilim reguli. Deși lucrul ăsta nu se întâmpla acum 20 de ani, cred că nu se întâmpla la noi în țară. Foarte rar interveneau adulți în grupul de copii să stabilească reguli. Dar acum se întâmplă peste tot, în permanență, în toate parcurile. Totul este instituționalizat. Până ieșit un parc este reglementat. Știi de ce? Cred că omorâm instinctul copilului până la urmă. Și despre asta este această carte, Liber să înveți. Despre a onora instinctele copilului. Cu siguranță. Cred că lucrul acesta se întâmplă și din cauza dorinței foarte... De a controla lucrurile. Exact. Da, există o dorință în ultimii 20, 25 de ani, 30 de ani a părinților de a controla, poate că inconștient, de a controla lucrurile. Și copiii, probabil că acum, având acces la tehnologie, părinții controlează și vor să știe ce face copilul din jumătate în jumătate de oră. În condițiile în care, pe vremea noastră, da, generația cu cheia la gât, da, părinții mergeau dimineața, că începeau foarte devreme, la ora 7-8, munca, plecau dimineața, noi mergeam la școală dimineața sau după amiază, după caz, și veneam acasă, ne lăsam ghiozdanul, mâncam ce mâncam pe fugă, învățam, ne făceam lecțiile și mergeam la joacă. Sorin, dar noi suntem produsul acestei educații. Noi suntem cei care am fost învățați să nu avem încredere în instinctele noastre. Noi suntem cei care am fost poate cei mai dresați din ultimele generații. Cum anume să ne desfășurăm o zi, cum anume să ne trasăm viața ca să atingem acele standarde. Și am fost împărțiți în admiși și respinși toată viața noastră. Da. În cea mai mare parte. Și asta începând cu clasa întâi, să fim serioși, pentru că dacă nu erai suficient de bun, erai considerat prost și nu se mai ocupa nimeni de tine. Corect. Dacă intrai în categoria de prost al clasei, până și profesorii care ar fi trebuit să evalueze ceea ce tu știi în momentul ăla, nu notele tale de până atunci și ce ai făcut până atunci. Eu mi-aduc aminte de ce făceau o discriminare. Mi-aduc aminte de o profesoară de biologie pe care am avut-o prin clasa a șasea, cred, care nu mă cunoștea. Era o profesoară nouă, nu mă cunoștea pe mine ca fiind un copil bun sau un copil prost. Dar probabil că așa cum m-a văzut ea pe mine, cum se uita ea la mine, nu da prea mulți bani pe mine. Și în momentul în care am început să-i răspund la ora de botanică, și pe mine mă pasiona botanica și îmi plăcea, și am început să-i răspund la întrebare, remarca ei, care pe mine m-a surprins atunci și mi-a rămas în minte și în suflet până în ziua de azi, a fost: și totuși nu ești un copil prost. A fost șocant pentru mine. Dar nu sunt un copil prost. Dar ea pornise cu o idee preconcepută. De ce ar fi colega mea un copil prost? Sau de ce ar exista copii proști? Adică cine stabilește că un copil este bun, deștept, și cine stabilește că e prost? Nu știu. Cum faci lucrurile astea? În funcție de cât răspunde la oră. În funcție de cât răspunde la oră. De ce să le faci? De ce facem asta? Știi? Asta e întrebarea. Și noi suntem rezultatul acestui sistem educațional. Noi suntem părinții care nu mai au încredere în instinctele lor, în viața lor și în ceea ce le oferă comunitatea, societatea și ce se întâmplă în jurul lor. Noi nu avem încredere. E boala de care suferim, dacă vrei să luăm o statistică a anxietății în lume. Noi nu avem încredere în ce ne rezervă ziua de mâine. Nu pentru că acum 40 de ani nu existau războaie, da? Sau nu existau crime, sau nu existau hoții. Poate că, nu, da, într-adevăr, nu existau atâtea mașini pe stradă și poți să spui nu-mi las copilul afară pentru că lovește mașina. Da? Dar nu ne e frică că ne este furat copilul, nu ne este frică că ne sunt abuzați copiii, nu ne e frică de orice până la urmă în viața asta. Pentru că suntem produsul acestui sistem, dacă mă întreb. Și societatea noastră și comunitatea este produsul acestui sistem. Bine, măcar că partea bună, mă gândeam la ceea ce spuneai tu, bine, măcar că acum, să spunem, cel puțin de 20, 25, 30 de ani încoace, poate o fi existat. De fapt, sunt convins că a existat și înainte de 89, dar acum cu atât mai mult există, apropo de abilități,
și de pasiuni și de anumite visuri neîmplinite, să zicem, în adolescență sau în prima tinerețe, bine că există conversia profesională. Da? Pentru că noi suntem majoritatea, da, în da? Această situație. Până și tu ai lucrat într-un anumit domeniu un anumit număr de ani, da? Și ai ajuns să lucrezi și ca psihoterapeut, dar și în industria cărții. Lucru care și la mine s-a întâmplat. La mine lucrurile s-au întâmplat un pic invers, pentru că eu prima mea opțiune și prima facultate la care am intrat a fost facultatea de psihologie, și pentru că din anumite considerente, de fapt, nu am putut supraviețui cu această meserie. Nu am putut supraviețui atunci, în anii 2000, nu am putut supraviețui cu această meserie și a trebuit să fac un ocol ca să mă reîntorc la această profesie mai târziu, atunci când am putut să supraviețuiesc, știi? Ca să fac o glumă. Într-adevăr, majoritatea adulților din ziua de azi vorbesc despre, și psihologi în general vorbesc despre conversii profesionale. Exact, ca să și fac o glumă. Și că există această posibilitate și e dovada clară că este posibilitatea de a învăța și mai târziu în viață. Da, absolut. Merg pe nu sintagma. Nu închid ferestrele și nu dispar oportunitățile. Merg întotdeauna pe sintagma învățare pe tot parcursul vieții. Este sintagma mea preferată. Și ca să fac o mică glumă, apropo de ce ai spus tu mai devreme, o situație similară, asemănătoare, terminând facultatea de psihologie, după două încercări eșuate la facultatea de istorie, da? La 20 de ani, profesor de istorie, bun, merg spre zona filosofiei și spre psihologie, vreau să fac psihologie ca profesie și pentru că era o perioadă foarte tulbure la începutul anilor 90 în cazul meu, puțin mai târziu în cazul tău. Când perioada tot tulbure era și spun un secret și acum tot tulbure. Bun, ne-am dus în zona, eu cel puțin m-am dus în zona presei, da? M-am dus în zona marketingului de presă, după care iată, am ajuns cumva acolo unde mi-am dorit, și anume în industria cărții, într-adevăr tot pe zona de comunicare, da, de PR și de marketing, în industria cărții, dar mai ales în zona aceasta a titlurilor, iată, foarte multe de altfel din portofoliul editurii Herald, a titlurilor care au legătură cu psihologia și cu psihoterapia. Deci un soi de ocol, exact cum ai spus și tu, și de revenire la niște pasiuni mai vechi. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Gabriela Deniz, senior editor Herald, psihoterapeut, coordonator al colecției Parentaj, din care face parte cartea despre care am vorbit astăzi. Peter Gray, liber să înveți, de ce eliberarea instinctului de a se juca îi face pe copiii noștri mai încrezători și mai pregătiți pentru viață. Și am să vă arăt și cartea la cameră. Nu se vede foarte bine, cred că trebuie să... E prea multă lumină, să știi. E ok. Oricum o veți găsi această carte, liber să înveți, Peter Gray, în colecția Parentaj, o veți găsi pe site-ul editurii Herald, reeditare. Mulțumim încă o dată, Gabriela Deniz, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!